Sunt Luigi Mițoi, pastorul Bisericii Betania, alături de care vă salutăm cu multă bucurie. Stimați prieteni și frați creștini, apreciem interesul dumneavoastră pentru înțelegerea Scripturilor și vă încurajăm să credeți promisiunile lui Dumnezeu din Biblie și să-L cunoașteți în mod personal pe Mântuitorul Iisus Hristos. El este Salvatorul și Medicul Suprem. El este soluția lui Dumnezeu la toate problemele dumneavoastră. Vă mulțumim că veți rămâne alături de noi, ascultând mesajul care urmează. Vă dorim din toată inima un timp minunat, alături de Cuvântul lui Dumnezeu. Scumpii oameni ai lui Dumnezeu, privind în urmă la anii care s-au scurs și la harul lui Dumnezeu care a reușit să rămână în noi și peste casele noastre, avem un adânc sentiment de recunoștință față un Dumnezeu care n-a câștigat nimic, dar a pierdut totul. A pierdut pe Fiul Său dându-L la moarte pentru noi, pentru ca noi să devenim câștigați pentru Dumnezeu. Și în seara aceasta avem sentimentul că suntem proprietatea Lui. Toate dificultățile vieții pe care le întâmpinăm, le depășim cu ajutorul Lui și în numele Lui. Boli, necazuri, probleme, lipsuri, conflicte, prin toate trecem ajutați și purtați de harul minunat al lui Iisus Hristos. Din toate achizițiile noastre de pe pământ pentru care ne cheltuim timpul, viața și sănătatea, mântuirea rămâne singurul care trece dincolo de mormânt. Și nu avem o satisfacție mai mare decât că am primit minte de la Dumnezeu să ne pocăim. Și noi și casele noastre să tragem nădejde că vom prinde singurul transport spre împărăția lui Dumnezeu. Este minunat în această seară să fim împreună, să cântăm și noi în Duhul alături de cei ce cântă la microfon, să ne rugăm împreună și să-L proclamăm pe Domnul, să ne închinăm Lui. Pentru că lecția acestei seri este o lecție care are un volum de informație mult mai mare decât celelalte lecții, o vom împărți în două și în seara aceasta vom rosti doar o parte dintre ea. Rămânând ca a doua parte a darului prorociei să-l rostim, dacă vom trăi și vom fi sănătoși, duminica următoare la slujba divină de seara. Așa că, frați și surori, ne vom apropia cu înțelegerea unor oameni care știu că sunt atât de limitați încât numai ajutorul lui Dumnezeu ne poate da ceea ce așteptăm în această seară. Eu nu sunt o soluție, eu sunt doar un instrument. Soluția este Duhul lui Dumnezeu și Evanghelia. Binecuvântat să fie numele Lui. Un cuvânt de introducere, frați și surori, în primul rând. Așa după cum ne aducem aminte, în perioada aceasta studiem lucrarea exterioară a Duhului Sfânt. Am studiat lucrarea interioară și am observat că Duhul Sfânt lucrează mai întâi în interiorul omului și îl determină la pocăință, îl naște din nou, îl trimite în slujbă și îl umple cu Duhul Sfânt. După ce Dumnezeu face în interiorul omului această lucrare care schimbă poziția, natura și valorile și prioritățile omului, Duhul Sfânt acum lucrează nu în el, ci prin el pentru alții. Asta nu înseamnă că Duhul nu mai lucrează și în el. Eu vorbesc de prioritatea Duhului, nu de singura lucrare a Duhului. Acum Duhul Sfânt începe să-l folosească pe credinciosul născut din nou pentru alții, potrivit darurilor pe care îi le dă, potrivit chemării pe care i-o dă. Și am observat că această lucrare exterioară a Duhului Sfânt, adică prin mine pentru alții, se manifestă în trei feluri. În primul rând, Duhul Sfânt manifestă o lucrare de putere. În al doilea rând, manifestă o lucrare de autoritate. Și în al treilea rând, manifestă o lucrare de roadă. Am învățat că manifestarea lucrării de putere se face prin daruri
Și noi suntem acum aici, la manifestarea lucrării puterii Duhului Sfânt, prin darurile Duhului Sfânt, prin darurile spirituale. Și am ajuns la al șaptelea dar, darul prorociei. De asemenea, am învățat, și aceasta o vom studia în viitor, că manifestarea de autoritate se face prin slujbe. Dacă manifestarea de putere se face prin daruri, manifestarea de autoritate se face prin slujbe. Și vom învăța mai târziu că manifestarea de roadă se face prin roadă, prin caracter. Nu mă refer la ceea ce din punct de vedere psihologic sau social înseamnă caracter, ci mă refer la ceea ce din punct de vedere biblic și duhovnicesc înseamnă caracter, adică roada Duhului Sfânt. Revenind la ciclul de lecții în care suntem implicați în perioada aceasta, adică manifestarea Duhului Sfânt prin darurile de putere, am observat că darurile spirituale și ele se împart în trei categorii. Și noi tot facem această împărțire pentru ca să o sistematizăm, să o așezăm în pătrățele, pentru ca poporul, frații și surorile, să o rețină mai ușor și educația biblică să fie mai eficientă. Sistemul de învățătură să fie mai ușor, să aibă mai mult impact. Am învățat că sunt daruri de descoperire pe care le-am studiat. Darurile de descoperire sunt darurile sau darul cuvântului despre înțelepciune, darul cuvântului despre cunoștință și darul deosebirii duhurilor. Prin aceste trei daruri, Duhul Sfânt își manifestă puterea să descopere. Prin darul cuvântului despre înțelepciune, el descopere lucrurile viitoare, despre cunoștință lucrurile trecute. Iar prin deosebirea duhurilor, el autentifică Duhul care vine de la Dumnezeu și le dă de gol pe cele care vin din partea celui rău și vor să se infiltreze în lucrarea lui Dumnezeu din biserică, între frați și surori, între credincioși. A doua categorie de daruri sunt darurile de putere. Prima este darurile de descoperire. A doua categorie sunt darurile de putere pe care tocmai le-am studiat. Și aici este darul credinței, darul vindecărilor și darurile minunilor sau darul minunilor. Aici, frați și surori, am observat cum se descătușează, cum se aplică, cum se manifestă puterea lui Dumnezeu atunci când Dumnezeu are interes ca să manifeste puterea sa prin darul credinței pe care îl dă unor credincioși, prin darurile sau darul vindecărilor sau prin darul minunilor. Și în seara aceasta începem, frați și surori, ultima parte a darurilor spirituale, care și ele se împarte în trei, darurile de inspirație. Și darurile de inspirație conțin darul prorociei, darul vorbirii în limbi și darul tălmăcirilor. Aceste trei daruri din categoria darurilor de inspirație au cu preponderență o aplicație mai mare în Biserica Penticostală. De aceea, noi vom stărui cu multă insistență, cu multă pasiune și cu multă responsabilitate asupra lor, pentru ca să se maturizeze poporul lui Dumnezeu, copiii noștri să prindă la inimă învățătura biblică și să avem o linie, o direcție, o orientare spirituală potrivită cu adevărul. Am studiat darurile de descoperire și darurile de putere și în seara aceasta începem darurile de inspirație, începând cu darul prorociei. Darurile de inspirație sunt daruri de comunicare verbală. Celelalte daruri nu sunt daruri de comunicare verbală neapărat, dar darurile de inspirație, prin excelență, sunt daruri de comunicare verbală. Studierea lor reprezintă pentru noi un interes sporit, mare, datorită următoarelor motive. În primul rând, pentru că ele sunt mai des întâlnite printre credincioși. La o părtășie, la o întâlnire de rugăciune, la o noapte de veghe, aceste daruri se întâlnesc mai des decât celelalte șase din primele două categorii. În al doilea rând, ele sunt mai greu de verificat. E mai ușor de verificat darul vindecărilor,
Pentru că te uiți la omul care era orb și dacă vede, poți verifica că a fost vindecat. Dacă nu vede, poți verifica că n-a fost vindecat. E ușor să stabilești dacă vede sau nu vede. Sau e ușor să stabilești dacă mai are sau nu mai are cancer. Pentru că tehnologia medicală ajută în mod foarte concret să stabilească asta. Când vorbim însă despre prorocie, suntem pe un teren foarte delicat, deoarece este relativ ușor de falsificat acest dar. Și sunt oameni care în obrăznicia lor, în căderea lor spirituală și în lipsa fricii lor de Domnul, au ajuns atât de departe încât ori mânați de diavolul, dar mai ales de duhul lor, de orgoliul lor, să spună în numele Domnului cuvinte care vin din inima lor. De aceea, frați și surori, este nevoie să ne oprim în mod foarte stăruitor asupra acestui dar, fără pretenția că vom epuiza subiectul sau că de acum încolo vom deveni atât de competenți încât vom ști când un mesaj vine de la Domnul sau când nu vine. Însă asta nici nu înseamnă că e egal cu zero studiul nostru. Și în al treilea rând, frați și surori, studiem cu insistență acest subiect pentru că, așa cum anticipam, darul acesta spiritual este ușor de imitat. Este atât de ușor de imitat încât Domnul Iisus Hristos și apostolii mai târziu permanent atrag atenția liderilor, bisericilor și credincioșilor în general, dar mai ales celor cu autoritate spirituală și le spun: aveți grijă că în zilele din urmă vor veni printre voi lupi, răpitori și vor avea mesaje în numele Domnului. Să nu-i ascultați și după roadă să-i cunoașteți. Dintre toate darurile de inspirație, adică prorocia, vorbirea în limbi și tălmăcirea, cel mai des menționat și întâlnit în Noul Testament este darul prorociei. Și sunt multe texte biblice, frați și surori, pe care le găsim în cuvântul Domnului și pe care am putea să le citim ca referință, să privim și să înțelegem. În 1 Corinteni, capitolul 11, versetele 4 și 5, Biblia vorbește în contextul închinării credincioșilor și spune: orice bărbat care se roagă sau prorocește cu capul acoperit, versetul 5 spune, dimpotrivă, adică invers, orice femeie care se roagă sau prorocește cu capul dezvelit. Iată dar că aici, în contextul închinării, apostolul Pavel așează activitatea profetică, așează darul profeției care se manifestă prin bărbați și prin femei. Încă de la început vreau să spun următorul lucru care este de-a dreptul important. Dacă în Vechiul Testament oficiul de proroc îl făceau doar o categorie restrânsă de oameni, pentru că în Vechiul Testament exista slujba de proroc, în Noul Testament există darul de proroc. Și între slujbă și dar există o imensă diferență care la vremea potrivită o să încercăm să o prezentăm. Dar dacă slujba de proroc din Vechiul Testament a fost o chemare doar pentru câțiva mari bărbați, de genul Ilie, Elisei, Isaia, darul prorociei este pus la dispoziția tuturor credincioșilor ca potențial. Și Ioel din Vechiul Testament anticipa, adică prevestea pentru viitor ceea ce s-a întâmplat prima oară la Rusalii și a rămas ca o permanență. Fiii și fiicele voastre vor proroci. Este o promisiune a lui Dumnezeu. Ei bine, frați și surori, când citim despre această profeție, inima noastră este încărcată de bucurie, pentru că noi și copiii noștri suntem potențial lucrători prin care Duhul Sfânt, minunatul Duh Sfânt, să ne folosească și să ne aleagă
pentru ca din când în când, potrivit intereselor sale, întotdeauna spre binele altora, spre zidirea, sfătuirea și mânghierea altora, Duhul Sfânt să rostească mesaje pe care noi să le spunem: așa vorbește Domnul. Mergând în cuvântul Domnului, frați și surori, mai departe, putem să găsim foarte multe versete biblice care vorbesc despre darul prorociei. Și în felul acesta să confirmăm afirmația că darul prorociei, între darurile de inspirație, respectiv vorbire în limbi și tălmăcire, este cel mai des întâlnit. Asta înseamnă că în vremea apostolilor, a bisericii primare, exista o abundență de manifestare profetică. De ce? Pentru că manifestarea profetică, adică manifestarea darului prorociei, zidește, sfătuiește și mângâie biserica lui Dumnezeu, potrivit cuvântului lui Dumnezeu din 1 Corinteni capitolul 14, versetul 3. Cine prorocește dimpotrivă, vorbește oamenilor spre zidire, sfătuire și mângâiere. Acesta este unul dintre scopurile majore ale manifestării darului profeției, prorociei. Zidirea credincioșilor, sfătuirea credincioșilor și mângâierea credincioșilor. Aș vrea în această seară, frați și surori, să observăm următorul lucru și, trecând de primul punct numit introducere, să ne oprim asupra celui de-al doilea, numit în primul rând ce nu este darul prorociei. Ce nu este darul prorociei? În primul rând, darul prorociei nu trebuie confundat cu slujba de proroc. Darul prorociei este al șaselea în tabelul celor 9 daruri prezentate de Pavel în 1 Corinteni capitolul 12, versetele de la 8 la 10. În acest tabel, în acest catalog, Pavel ne prezintă 9 daruri, iar darul prorociei este pe locul 6, la numărul 6. Slujba de proroc însă este prezentată în tabelul slujbelor pe locul numărul 2, între cele 5 slujbe din Efeseni capitolul 4, versetul 11. Iată dar, darul prorociei este la numărul 6 în tabelul de 9 daruri. Slujba de proroc este la numărul 2 în tabelul slujbelor, nu în tabelul darurilor. A fi apostol nu e un dar, e o slujbă. A fi evanghelist nu e un dar, e o slujbă. A fi păstor nu e un dar, e o slujbă. Și a fi învățător nu e un dar, e o slujbă. La baza acestor slujbe stă niște abilități, niște daruri. Însă darul se poate manifesta din când în când sau o singură dată, pe când slujba este o chemare permanentă și o dedicare a unui om pentru o anumită activitate spirituală. Darul prorociei se poate manifesta când prin fratele, când prin sora, când prin același frate, o dată în viață, de două ori în viață, de 1000 de ori în viață. Slujba însă, când cineva este chemat la o slujbă, nu e chemat din când în când, și slujba este o permanență. Dar noi nu vom discuta în această seară în mod concret despre diferența între dar și slujbă. Vreau doar să spun, frați și surori, să nu confundați slujbele de proroc din Vechiul Testament cu darurile prorociei care sunt menționate printre altele în Noul Testament. Slujba de proroc implică cel puțin manifestarea a două daruri. Darul cuvântului despre cunoștință, adică trecut și prezent, și darul cuvântului despre înțelepciune, adică prezent și viitor. Pe când darul prorociei nu presupune să mai ai și aceste două daruri, de înțelepciune și de cunoștință, dar slujba de proroc presupune cel puțin aceste două daruri. Aduceți-vă aminte, frați și surori, un astfel de exemplu este Samuel, în 1 Samuel, capitolul 9, versetele 15 la 27, sau în capitolul 10, versetele de la 1 la 10. Sigur că slujba de proroc poate să aibă nu numai aceste două daruri, poate să aibă mai multe daruri, adică pe lângă cele două, care sunt fundamentul slujbei de proroc,
poate să mai aibă darul deosebirii duhurilor, așa cum a fost în cazul lui Mica, 2 Cronici 18:18-22, sau poate să mai aibă în componență, în compoziție, darul minunilor și darul vindecărilor. Iată, dacă slujba de proroc presupune să ai multe daruri, pe când darul prorociei presupune să ai doar darul prorociei. Aduceți-vă aminte de darul vindecărilor și a minunilor pe care l-au avut slujitorii proroci Elisei și Ilie. Slujirea lui Samuel, Ilie, Elisei, Isaia și alți bărbați aparține slujbei de proroc, nu darului de proroc, pentru că în ei regăsim multe daruri în același timp. Asta face slujba de proroc, mai multe daruri în același bărbat, care ridică competența spirituală de la darul de proroc la capacități mult mai adânci din punct de vedere spiritual, date de celelalte daruri care vin și ajută. Cu alte cuvinte, una este să mergi într-un picior și una este să ai 3, 4, 5, 6 picioare. Dintr-o dată, echilibrul este foarte puternic. Aduceți-vă aminte, frați și surori, că Elisei, care a avut slujba de proroc, știa ce spunea împăratul Siriei în camera lui de culcare, în dormitorul lui. Întreb, poate un om care are darul prorociei să știe ce gândește George Bush în dormitorul lui? Observați că acest mare bărbat care a avut slujba de proroc, având o compoziție de daruri pentru lucrare în inima lui, în viața lui, a avut un har, o măsură de descoperire absolut ieșită din comun. De asemenea, aduceți-vă aminte că apostolul Petru a știut și de păcatul lui Anania, și de păcatul soției lui, și de înțelegerea lor, a realizat și gravitatea păcatului și a știut și pedeapsa. Și cu lux de amănunte vorbește despre ce se va întâmpla pas cu pas în pedepsirea vinovăției lui Anania și Safira. Asta presupune nu dar, ci presupune daruri strânse în ceea ce se numește slujbă de proroc. În momentul în care avem mai multe daruri, nu mai știm cum să le numim, dar cel care le are, are slujba de proroc. De aceea, în primul rând, vreau să concretizăm următoarea învățătură. Darul prorociei este diferit de slujba prorociei din multe puncte de vedere. În al doilea rând, frați și surori, darul prorociei nu trebuie confundat cu predica. Sunt biserici unde învățătura despre prorocie ajunge înspre confundarea cu predica. De aceea, în seara aceasta, cu o inimă sinceră, vreau să vă provoc pe fiecare dintre dumneavoastră la o minte eliberată de prejudecăți și eliberată de preconcepțiile confesionale, ci să fim sinceri cu Biblia, care este mai mult decât doctrina oricărei biserici, și să realizăm următorul lucru. Darul prorociei nu trebuie confundat cu predica, cu darul de evanghelist, cu slujba de evanghelist, cu darul de predicator sau cu slujba de predicator. Deși darul predicării poate manifesta de multe ori în predică anumite mesaje profetice, predica nu este o profeție, nu e o prorocie. Ea este o vorbire organizată dintr-un anumit text, pe un anumit subiect, sprijinită de post, de rugăciune, de cercetare, de studiere pentru un timp mai lung și mai scurt, iar predicatorul vine cu acest subiect în inima lui, scăldat în rugăciune, în post, și prezintă ceea ce s-a pregătit să spună. Dar el nu poate să rostească așa vorbește Domnul și în mod direct să transmită din cer inspirație proaspătă. El repetă inspirația din Biblie, dar aceasta nu este prorocie, ci aceasta este învățătură din revelația care a fost dată prin prorocie. Lucrarea de putere a Duhului Sfânt nu înlocuiește niciodată predicarea, frați și surori. Cu alte cuvinte, prorocia, vorbirea în limbi, tălmăcirea limbilor
și alte manifestări ale darurilor de putere, cele nouă, împărțite în trei, descoperire, putere și inspirație, nu înlocuiește predicarea Evangheliei, ci dimpotrivă sprijinesc și deschid un drum predicării. Aduceți-vă aminte că apostolul Pavel avertizează pe corinteni și pe evrei despre riscul exagerării manifestării darurilor, timp în care ei trăiesc în necunoștință despre voia lui Dumnezeu din Biblie. Și apostolul la evrei, capitolul 6, spune: voi, care de mult trebuia să fiți maturi în învățătură, să fiți învățători, voi ați neglijat învățătura. Voi ați neglijat învățătura, așa că și acum, după mult timp de când v-ați convertit, voi nu aveți învățăturile de bază, învățăturile fundamentale. Au trecut mulți ani de la convertirea voastră. În procesul acesta spiritual s-au scurs ani, poate zeci de ani. Și voi care puteați să fiți învățători, pentru că în anii aceștia vă educați mintea și inima din cuvântul Domnului, voi ați neglijat învățătura. Așa se face că acum voi sunteți ca niște copilași în ceea ce privește învățătura din Biblie. De asemenea, apostolul corintenilor le spune: corintenilor, voi aveți o abundență de daruri, vorbire în limbi, prorocie, tălmăcire, tot felul de daruri, dar voi nu sunteți maturi, voi n-aveți roadă. Iată, dar că în evrei exista o mare manifestare de putere, adică daruri de inspirație, dar nu exista învățătură. Și apostolului mustră și spune: oameni buni, nu-i bine să n-aveți învățătură. Însă corintenii aveau altă problemă, nu numai învățătura, aveau și problema roadei. Între ei erau curvari, între ei erau oameni care făceau partide, dezbinau. Și apostolul spune: voi care aveți o abundență de daruri, de descoperire și de inspirație, voi n-aveți roadă. În concluzie, frați și surori, există riscul să accentuăm și să exagerăm o anumită dimensiune a lucrării Duhului Sfânt, timp în care o neglijăm pe alta de tot și ajungem să manifestăm tot felul de daruri și să n-avem caracter. Sau ajungem să manifestăm tot felul de daruri și să nu cunoaștem Evanghelia și să spunem că scrie în Evanghelie strofe din cântări. Eu am auzit predicatori care spun că o anumită strofă dintr-o cântare la ele în Biblie. Oamenii ai lui Dumnezeu, creșterea noastră spirituală trebuie să fie echilibrată. Trebuie să manifestăm daruri de putere, trebuie să avem învățătura Bibliei care ne dă direcție și care nu poate fi înlocuită de niciun dar, și trebuie să avem roadă, care înseamnă manifestarea comportamentului meu între oameni, în familie, în biserică. Adică cât bun simț am eu, câtă omenie am eu, sau sunt un îngânfat și un arogant, crezând că dacă am ajuns în America acum nu mai e nimeni ca mine. Oameni buni, eu rămân tot un om. În ciuda facultăților mele, în ciuda mașinilor mele, în ciuda business-ului meu, în ciuda diplomelor mele, rămân o mâniță de țărână peste care, dacă suflă Dumnezeu un pic, se duce odată pentru întotdeauna. Modestia, sinceritatea, omenia, umilința, bunul simț, echilibru, respectul, toate acestea sunt valori imense care nu pot fi înlocuite de niciun dar. Asta se numește roadă. Asta se numește roadă. Asta se numește roadă. Frați și surori, recunoașteți, vă rog, că sunt oameni care accentuează roada și neglijează învățătura Evangheliei și darurile Duhului Sfânt. Doi, sunt oameni care accentuează învățătura și neglijează roada sau darurile Duhului Sfânt. Sau sunt oameni care accentuează darurile Duhului Sfânt, dar neglijează învățătura și roada. Scumpi, frați și surori, noi trebuie să accentuăm în egală măsură și darurile spirituale. Nu se poate fără daruri spirituale. E nevoie de putere în biserică.
De puterea lui Dumnezeu este nevoie în biserică. Dacă nu e puterea lui Dumnezeu, eu n-am atâta putere cât aștepți tu în această seară. Eu sunt doar un om. Sunt doar un om. Ai nevoie de puterea lui Dumnezeu mai mult decât de puterea mea. Pentru aceasta ai venit aici, nu pentru mine. Nu ți-ai fi pierdut seara cu unul ca mine. Ai venit aici pentru că știi în sufletul tău că ai nevoie de manifestarea puterii lui Dumnezeu. Trebuie să te atingă Domnul. Numai El te poate atinge. Eu sunt doar un om. Eu imediat mă pun lângă tine să mă atingă și pe mine Domnul. Dar, pe lângă nevoia de manifestare, de putere, frați și surori, avem nevoie să înțelegem Evanghelia, că altfel cădem în extreme. Avem nevoie să știm ce spune Domnul. Pentru că această Evanghelie ne dă direcție. De-a lungul miilor de ani, Evanghelia aceasta a fost cuvântul lui Dumnezeu. Este și va rămâne până la sfârșit. Atunci când accentuăm învățătura, de pildă cum facem duminică seara, prin ciclul acesta de lecții, de pildă cum facem joi seara, prin alt ciclu de lecții, sau cum facem duminică dimineața, prin ciclul de lecții din Romani, frați și surori, noi vrem să accentuăm învățătura. Dar învățătura nu e singura activitate spirituală din biserică. De la 9 la 10 duminică dimineața, de la 7 la 9 marți seara, de la 7 la 8 joi seara și personal sau familial fiecare în alt timp, noi trebuie să accentuăm rugăciunea, iar joia sau în altă zi postul, fără de care nu se poate. Vom avea capete mari și inimi mici, precum putem să avem inimi mari și minți așa de copii. Și în al treilea rând, noi trebuie să avem roadă, trebuie să fim niște oameni de caracter. Trebuie să fim niște oameni cu care nu ți este rușine, nu sunt dezechilibrați în comportamentul lor. Acum fiecare dintre noi avem anumite beteșuguri, anumite slăbiciuni comportamentale, anumite tipare comportamentale defectoase, unii prin vorbire, alții prin gândire, alții prin relații, alții în familie, în toate felurile, oameni ai lui Dumnezeu. Noi avem la dispoziție puterea Duhului Sfânt. Pe lângă faptul că ea se manifestă prin daruri spirituale, pe lângă faptul că Duhul Sfânt ne ajută să înțelegem Evanghelia, Duhul Sfânt ne ajută să ne dezvoltăm un comportament, să nu ne fie rușine nici ca tată, nici ca soț, mamă sau soție, nici ca și păstor credincios, cântăreț, ușier sau orice altceva. Să nu ne fie rușine. Să fim o biserică formată din niște oameni care știu și la vale și la deal și să râdă și să plângă. Sunt generoși, ospitalieri, sunt amabili, politicoși, au bun simț, au respect, știu să se comporte, sunt manierați. Dacă pocăiții nu sunt așa, cei mai frumoși oameni, atunci cine? Cei pe care îi educă diavolul? Dacă diavolul reușește să facă oameni mai buni decât Dumnezeu, atunci de ce e Dumnezeu superior? Vă dați seama în ce situație îl punem noi pe Domnul? Onoarea Lui este manifestată prin performanța noastră spirituală sau dezonoarea Lui este manifestată prin eșecul nostru. De multe ori, oameni l-au făcut de rușine pe Dumnezeul lor. Mai ales cu cât este mai mult înălțat într-o slujbă, mai cunoscut, mai proeminent, prin faptul că face o slujbă, stă în fața poporului și învață sau face altceva, cu atât mai mult atunci când cade sau când are anumite beteșuguri, tot poporul îndreaptă această rușine înspre Dumnezeu și o pune pe seama lui. Vreau să spun răspicat în această seară, frați și surori, darul prorociei nu trebuie confundat cu predicat. În al treilea rând, darul prorociei nu dă directive păstorului și bisericii. Darul prorociei nu dă directive păstorului și bisericii. Observați, vă rog, că darul prorociei nu se amestecă în mod direct în conducerea bisericii, nu conduce păstorul și nu are responsabilitatea bunului mers al bisericii. Scopul prorociei nu este să conducă biserica, ci este să aducă credincioșii la zidire, la sfătuire și la mângâiere. Conducerea revine conducătorilor, iar conducerea este o slujbă, nu un dar.
Asta nu înseamnă că între slujitorul sau slujitorii care conduc nu există o strânsă legătură frățească și spirituală cu celelalte daruri din biserică. Precum spuneam altă dată, cât de important este să vină cineva care are darul deosebirii duhurilor și să spună: frate păstor, tu ai responsabilitatea organizării programului, dar ascultă-mă, Domnul mi-a făcut de cunoscut că fratele ăla pe care ai de gând să-l pui să slujească e călăuzind de un duh străin. Dintr-o dată, eu în calitate de lider, de păstor, de conducător al lucrării spirituale din biserică, sunt ajutat în cooperare cu un alt dar. Dar asta nu înseamnă că în mod direct manifestarea darului profetic conduce biserica. Nu vom găsi în Biblie niciodată lucrul acesta. Și am să vă dau câteva exemple. Biblia nu trebuie judecată după darul prorociei, ci prorocia trebuie judecată după Biblie. Acesta pare să fie primul scop al darului deosebirii duhurilor. Prorocia nu este infailibilă. Infailibil înseamnă fără greșeală. Ea trebuie evaluată de biserică. 1 Tesaloniceni 5, 20-22. Când s-a făcut prima alegere de diacon din fapte 6, nu s-a folosit prorocia. Dar ce s-a folosit? Alegerea în biserică. Spune Biblia, alegeți dintre voi. De ce la un eveniment atât de important n-a spus Duhul Domnului, așa vorbește Domnului, Ion, Gheorghe, Marin, treceți aici că de astăzi înainte sunteți diaconi. Frați și surori, este foarte important să avem mintea educată de cuvântul Domnului și să nu fim extremiști în înțelegerea scripturilor, bazându-ne doctrinele noastre doar pe câteva versete timp în care le neglijăm pe celelalte. Este bine să avem o medie a versetelor din Biblie care vorbesc despre același subiect și să înțelegem cuvântul Domnului, pentru că altfel ne rătăcim și nu înțelegem nici puterea, nici învățătura lui Dumnezeu. Când a avut loc Consiliul de la Ierusalim, lumina care s-a făcut nu s-a făcut prin prorocie. Asta nu înseamnă că Iacov care s-a ridicat n-a fost inspirat de Dumnezeu. Ba da, toți oamenii lui Dumnezeu sunt inspirați de Duhul Sfânt. Dar nu orice inspirație se numește dar profetic, dar de prorocie. Ci inspirațiile sunt de multe feluri atunci când lucrarea lui Dumnezeu este cercetată. Stabilirea doctrinelor biblice nu se fac pe baza prorociei. Și de asemenea, la acest capitol se fac două greșeli. O greșeală o fac cei care refuză prorocia și altă greșeală o fac cei care exagerează scopul prorociei. Unii spun că prorocia nu mai are niciun scop, nu mai e nevoie de ea și noi suntem destui de deștepți, iar alții spun nu ne trebuie decât prorocii, că altfel nu știm nimic. Degeaba avem Scriptura, că nu știm să o interpretăm. Ori Biblia ne spune că Duhul Sfânt ne-a fost dat ca să ne aducă aminte de legile Domnului și să ne învețe legile Domnului. Niciun lucrător al bisericii, de asemenea, nu poate fi acuzat pe baza unei prorocii. Cineva vine și spune, mi-a descoperit mie Domnul că fratele a făcut nu știu ce păcat și trebuie dat afară din popor sau din slujbă. Biblia are o învățătură clară la capitolul acesta și spune și la 2 Corinteni 13:1 și la 1 Timotei 5:19 că un lucrător ordinat poate fi disciplinat pe baza mărturiei la cel puțin două persoane care spun același lucru. În Vechiul Testament, oamenii mergeau la proroc, la slujba de proroc, ca să cunoască voia lui Dumnezeu. În Noul Testament, oamenii cunosc voia lui Dumnezeu din Biblie, dar asta nu înseamnă că nu mai este nevoie de manifestarea darului de prorocie. Scopul darului acum, atenție frați și surori, scopul darului acum nu mai este să ne descopere revelația lui Dumnezeu, care s-a încheiat, ci este nevoie ca să ne lumineze mintea pentru înțelegerea revelației care deja a fost dată. Încă o dată și închei. Scopul darului de prorocie astăzi nu mai este dat ca să mai ne dea încă alte cărți pe care să le adăugăm la Biblie. Nu, canonul biblic e încheiat. Ci scopul darului profeției, printre altele, este să ne ajute să înțelegem ceea ce deja avem de 2000 de ani. Doar având Biblia nu rezolvăm problema, ci rezolvăm doar o parte a problemei. Dincolo de asta, frați și surori, avem nevoie de lumină sfântă de la Bunul Dumnezeu și de o cercetare și de o iluminare făcută de Duhul Sfânt. Aș vrea să închei în această seară
Continuăm prin harul Domnului duminica viitoare, dacă vom fi în viață și sănătoși, spunând următoarele lucruri în încheiere, ca o motivație, ca o provocare pentru rugăciune. Scumpii mei, spuneam în introducere și închei acum, în Vechiul Testament îi numărai pe degete pe bărbații din popor care aveau slujba de proroc. Restul era mulțimea și prin mulțime Domnul nu vorbea. Și vorbea Domnul doar printr-un Elisei sau printr-un Ilie, printr-un Isaia sau prin încă alți puțini ca ei. Însă în Noul Testament se deschide o oportunitate a Harului și cuvântul Domnului spune, fiii voștri și fiicele voastre vor profeți, vor proroci. Copiii mei au potențialul, au oportunitatea potențială, adică la îndemână, probabilă, dar și necesară, să devină oameni care din când în când, mai des sau mai rar, să transmită Domnul mesaje prin ei. Copiii dumitale la fel. Ce ne-am dorit noi mai mult decât trecând ani și pierzându-ne și sănătatea și tinerețea, facem riduri, ne zbârcim la piele, îmbătrânim? Ce ne-am dorit mai mult decât să lăsăm în urmă niște copii în care ne-am investit și pentru care am îndurat atâtea, mai ales unii dintre noi? Și să lăsăm în urmă niște oameni care sunt folosiți de Dumnezeu pentru descoperire, pentru inspirație și pentru manifestarea darurilor de putere. Ai plecat la Domnul cu inima curată și cu sufletul împăcat, pentru că a rămas în urmă niște oameni pe care i-ai crescut să reprezinte în generația următoare pe Marele Rege și să spună într-o lume de destrăbălați, așa vorbește Domnul! Ce ne dorim mai mult decât să spună copiii noștri? Și dacă va mai fi vreme sub soare, copiii copiilor noștri, din partea Domnului prin Duhul Sfânt. Așa vorbește Domnul! Te invit în această seară, dragul meu, părinți și copii, tineri și bătrâni, prindeți această oportunitate creată de Duhul Sfânt în această seară și spuneți-i lui Dumnezeu că a promis prin Ioel și în această seară noi îi aducem aminte de ce a promis. Știți ca și mine că lui Dumnezeu nu-i pare rău de darurile date sau de promisiunile făcute. E un Dumnezeu care are infinitul și ne poate da fără să sărăcească vreodată. De aceea vreau să rămânem înaintea Domnului pentru rugăciune și să-i spunem, Doamne, sunt multe daruri, dar eu n-am niciunul. Sunt un creștin atât de slab și de sărac. Nu sunt folositor deloc, Doamne. Mă pierd în lucruri omenești și materiale. Mă pierd în lucruri slabe și de nimic, timp în care Tu mă aștepți ca să mai ai încă un instrument în trusa Ta și să-l folosești pentru onoarea numelui Tău. Sau, Doamne, am 1, 2, 3, 5 copii, 10, câte avem fiecare prin Harul lui Dumnezeu? Doamne, văd în inima acestor copii apucături de tot felul, influențați de școală, de lume, de TV, de mass media. Doamne, Dumnezeul meu, ascultă-mi rugăciunea și fă-i niște proroși după cum ai promis prin Ioel. Am să stau din nou înaintea Ta, cum am mai sta și altă dată și cum voi mai sta. Și să te rog pentru copiii mei. Mă uit și nu văd nicio perspectivă în ei. Dar eu știu că în Tine există putere de schimbare. Doamne, adu-ți aminte de ce ai, vorbit prin Ioel și fă din fiii și fiicele mele niște proroci ai Tăi. Scumpii mei, când să ne rugăm dacă nu acum? Pentru ce dacă nu pentru aceste lucruri? Unde dacă nu aici? Cu cine dacă nu împreună? De aceea vă invit să ne ridicăm și cu o inimă plină de încredere să cerem de la Dumnezeu să se manifeste între noi și în noi harurile Domnului. Amin. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea Scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.